Bună ziua și bine ați venit pe cafetele.ro. Știm că femeile au fost mereu preocupate de felul în care arată, iar când vine vorba despre silueta perfectă, acestea sunt dispuse de cele mai multe ori să apeleze la tot felul de metode, unele chiar drastice pentru organismul nostru. Unele diete sunt foarte periculoase, iar astăzi vom vorbi cu domnul dr. Ovidiu Peneș despre cum să slăbim sănătos. Bună ziua, domnule doctor, și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnule doctor, spuneți-mi ce este cel mai important atunci când vrem să slăbim? Cât mâncăm sau ce mâncăm? Cel mai important atunci când vrem să slăbim este să știm că suntem indivizi unici din punct de vedere genetic. Și unicitatea asta a noastră va face ca orice facem cu organismul nostru să fie bine sau rău în funcție de această genetică. Trebuie să înțelegem o regulă esențială, și anume că ce mie îmi face bine, altuia poate să-i facă foarte mult rău, și de aceea și reversul, a copia modul de viață al cuiva, modul de alimentare al unui vecin, al unei vecine, a unui prieten sau rude chiar, nu ne poate face foarte mult rău, pentru că avem un cod genetic, adică celulele noastre funcționează metabolic, hormonii noștri funcționează într-un anumit fel, de fiecare dată diferit de al celorlalți. În general, dumneavoastră recomandați dietele? Niciodată nu e bine să alegem un lucru care se întâmplă punctual într-o anumită perioadă și pentru un anumit scop. Sigur că dacă cumva în lungul unei perioade am făcut excese majore, dacă a ajuns forma corpului nostru să nu ne mai satisfacă, și de aici să apară o serie întreagă de probleme psihologice, de nemulțumire cu propria persoană, mai mult chiar, acumularea greutății sub formă de țesut adipos, cum îi spunem, adică de grăsime, mai ales în zona abdomenului, pe vasele de sânge, pe organe, determină o serie întreagă de modificări metabolice, că nu e doar estetica aceea care are de suferit, ci și sănătatea întregului nostru corp. Pentru că vasele de sânge nu vor mai funcționa cum trebuie, va crește presiunea în ele, faci boală cardiovasculară, se înfundă vasele care irigă inima, vasele care irigă creierul, și de aici o serie întreagă de tulburări mentale până la degenerarea funcției creierului, și noi nu mai suntem la fel de deștepți ca altă dată. Dereglarea tuturor mecanismelor hormonale care au implicații în întregul organism. Deci trebuie să gândiți această grăsime ca un țesut viu, dar care nu este inert și doar inestetic, ci dă mesaje în întreg organismul, care se modifică, care se tulbură și se dezechilibrează. Dar pe de altă parte, deși într-o astfel de situație trebuie să acționăm mai strict, trebuie să ne gândim că dacă vrem să aibă ceva, un efect asupra noastră, trebuie să fie schimbarea modului de a ne comporta. Pentru că modul de a ne comporta, din toate punctele de vedere, al somnului, al hidratării, al alimentației, al activității fizice, al stresului, deci tot cumulul de lucruri pe care noi îl facem într-o zi și într-o noapte, a dus la forma asta de care noi nu suntem mulțumiți și care este negativă pentru sănătate. De aceea trebuie să te gândești că atunci când vrei să schimbi ceva la corpul tău, trebuie să-ți schimbi modul de a fi. Și să-l schimbi în așa fel încât să-l accepti, să-l schimbi în așa fel încât să fie inteligent, smart. Nu poți să schimbi modul de a fi cum și l-a schimbat colegul, drept pentru care trebuie să știi exact ce are nevoie corpul tău, să-i modifici și de foarte multe ori să te gândești, să-ți faci un cod genetic, imediat vă explic. Deci de foarte multe ori o să vezi că lucruri simple care nu necesită un efort au un efect pe termen scurt și pe termen lung mult mai bun. De aceea eu nu recomand niciodată excesele, diete de tipul, nu știu, ați văzut, sunt dieta cu varză, monoaliment, dieta cu somon. A mâncat cineva numai somon așa, sau cu numai unt, poți să mănânci numai unt în continuu și o să distrug organismul. Sau dieta keto. Da, sunt dietele acelea în care o zi mâncăm extreme. Doar carne, o zi mâncăm doar brânză, exact. O zi mâncăm doar fructe. Sau o zi nu mai mâncăm deloc carbohidrați. Mâncăm numai grăsimi cu proteine, cu carne, sau mâncăm numai vegetale.
vegan, așa, întotdeauna excesele, extremele, sunt extrem de proaste pentru organism. Orice, sau dietă prin înfometare, în niciun caz, organismul nostru se va adapta la orice încercăm să-i facem și cu cât e mai aberant lucru pe care îl facem, cu atât mai prost va răspunde organismul nostru. Da? Deci nu copiați, nu aplicați pe dumneavoastră sub nicio formă orice fel de dietă, oricât de la modă este. Am văzut că am trecut așa prin modă. Întâi a fost moda vegan. Toată lumea era foarte cool dacă sunt vegan. Din diverse considerente. Enunțau și niște studii pe care oricum nu le-au înțeles pentru că nu aveau cunoștințele medicale necesare să le poată pricepe rezultatele acelor studii și le interpretau în mod greșit. Apoi au văzut că a trecut acest curent, au sărit în extrema cealaltă. Gata, uităm de vegetale complet și mâncăm numai carne cu grăsime. Sigur, cu efecte pe slăbit, dar cu prețul unor insuficiențe renale, unor insuficiențe hepatice, unor tulburări neuropsihice serioase care ulterior au persistat, tulburări cardiovasculare. Deci am văzut oameni care au făcut astfel de excese și au apărut tulburări foarte serioase, chiar amenințătoare de viață. Au trecut de la dieta keto, au lăsat-o în urmă și acum la modă este să te înfometezi, că au văzut ei anumite studii că autofagia și înfometarea crește longevitatea. Iar și aici sunt niște interpretări care sunt făcute de nespecialiști și o să vedeți că te înfometam. Am și văzut challenge-uri pe Instagram, pe Facebook. Vai, sunt la ora 28-a oră de nemâncat, sunt în a 72-a oră de nemâncat. Aceste lucruri sunt extrem de riscante pentru sănătatea dumneavoastră. Pe lângă faptul că nici nu știți dacă atunci când plecați la această situație aveți toate funcțiile vitale în regulă, aveți vreo problemă mică renală, mică hepatică, cardiovasculară ascunsă pe undeva. Mă apuc așa doar pentru că am văzut pe net o indicație cum că îmi crește longevitatea, păi poate nu o să-mi o crească, ci poate o să-mi precipite apariția unei boli foarte serioase care mă va determina să mor în următoarea perioadă. Deci vă rog să nu ne jucăm, o să vedeți că toți hormonii, dacă ești perfect sănătos, dacă te apuci să te înfometezi, o să observi că sunt o serie întreagă de hormoni compensatori care cresc. Scade metabolismul, scade tiroida, scade hormonul de creștere, deci glanda pineală, și încep suprarenalele să secrete foarte mult, deci apare un dezechilibru care nu duce decât la mâncarea masei, propriei mase musculare, organe, imunitate. Scad toate acestea și de aici riscul apariției unor boli foarte serioase. Tu nu mai ai capacitatea de a metaboliza, apar o serie întreagă de hormoni care încep să protejeze grăsimea pentru mai târziu și efectul pe care tu îl ai este că ești mai gras într-un final, dar poate mai ușor pe cântar. Și atunci revenim, ce avem de făcut? Mergem la nutriționist? Sau ne ducem și facem, dacă avem posibilitatea, un mapping genetic. Codul nostru genetic ne va spune exact la ce tip de lifestyle, de modificare nutrițională răspunde corpul nostru pentru a-l crește în greutate, pentru a-l scădea în greutate, pentru a-i crește concentrația de mușchi. Că important este să fim mai sănătoși și mai estetici. Ce înseamnă asta? Să aducem procentul de grăsime, deci de țesut adipos, care este vizibil sub piele, pe burtă, pe fese, pe coapse, pe fund, da? Și periculos ăla invizibil, care este depus pe organe, pe inimă, pe ficat, pe mezentere, adică mezenterele sunt chestiunile alea care învăluie intestinele noastre și care constituie grăsimea viscerală, care este foarte riscantă pentru că o să vedeți că toată această grăsime depusă în celule și mai ales pe organe se constituie într-o insensibilitate a celulelor noastre pentru insulină. Dacă celulele noastre au devenit insensibile, așa numitul prediabet sau sindromul metabolic, de fapt, pe care în mare procent, 70-80% din oamenii de peste 28-30 de ani din orașele civilizate l-au, și gândiți-vă foarte serios la acest sindrom metabolic și la rezistența la insulină, pentru că este markerul care vă schimbă viața, vă face să vă îngrășați din ce în ce mai ușor, să slăbiți din ce în ce mai greu și să apară toate bolile astea, inclusiv îmbătrânirea. Și atunci, îți faci un mapping genetic,
și începi să-ți construiești un plan nutrițional care să ți se potrivească, dar în general, pentru toată lumea. Trebuie să vă gândiți că trebuie să aduceți pentru organismul nostru o cantitate suficientă de proteină, atât de origine vegetală cât și de origine animală. Trebuie să balansați și să vedeți dacă nu vă puteți face un astfel de măsurare, păi, de hartă genetică. Cum am putea să ne facem singuri acest lucru? Să începem să vedem ce ne face bine și ce ne face rău. Dar întotdeauna să nu uităm să plecăm și de la testele de intoleranță alimentară, care este bine să ți le faci odată în viață, să vezi ce alimente îți dau reacții alergice, reacții de acumulare, pentru că dacă tu ai o reacție alergică la un aliment, tu produci anticorpi împotriva alimentului respectiv, nici intestinul nu o să stea liniștit, nu o să absorbă toți nutrienții, poți să ai o serie întreagă de probleme și deficiente nutriționale, dar trebuie să observi ce-ți face bine și ce-ți face rău în practică, da? Nu-ți faci harta genetică, dar observi carnea aia de pește, care, și întotdeauna să încerci să echilibrezi. Deci, cum spuneam, să asiguri o cantitate de proteine adecvată. Adică la fiecare masă să nu vă lipsească proteina atât de origine animală cât și de origine vegetală. Ce înseamnă asta? Pește în fiecare zi, chiar de două ori pe zi. Întotdeauna alegeți alimentele cu surse bio, deci să fiți siguri că n-au metale grele, că n-au antibiotice, că n-au substanțe toxice, că n-au fost crescuți în acvarii cu îngrășăminte. Ou, albușul de ou, la fel, din ferme bio. Pui ăsta, găini care au alergat și care au fost hrănite cu furaje bio-naturale. Lapte, brânză, în contextul în care nu aveți, repet, intoleranțe la acestea. Să mâncați măcar o dată pe săptămână, sigur, nici nu e voie mai des, o bucățică de carne roșie, carne albă de pasăre, carne de pește, dar și proteine de origine vegetală. Și întotdeauna fiecare bucățică de proteină de origine animală să fie însoțită din abundență, din carbohidrați lenți. Cum spuneam, ce înseamnă carbohidrat lent? Carbohidrat care se absorbe foarte lent în organism, care nu stimulează insulina, care e percepută toată energia lui de celule, trece ușor în celule, ne asigură energie pe 8, 9, 10 ore. Metabolizarea e lentă și absorpția este lentă. Salatele, varză, crucifere, legume verzi, legume colorate, întotdeauna alternațiile la fiecare masă, să fiți asigurați că ați mâncat o porție de proteină și că ați luat un bol generos de salată sau de varză sau de păstârnac, morcovi. Deci combinați crudități cu aceste proteine. Aveți grijă să aduceți la fiecare masă grăsimi de calitate. Aceste grăsimi, și iar fac referire la dietele astea low fat, gata, nu mai pun gura pe grăsimi, și o să vedeți că de fapt nici nu sunt eficiente, pentru că corpul nostru are nevoie de anumite uleiuri vegetale și grăsimi, mai ales grăsimea din pește, cum e în macrou, cum este în somon, cum este în peștele oceanic. Are niște acizi omega foarte importanți și aceste grăsimi iar modifică absorpția celorlalte componente. Deci la fiecare masă punem o linguriță de ulei de avocado, de nucă, de așa, sau niște semințe crude, niciodată prăjite, niciodată oxidate, da? Niciodată ținute la soare sau la lumină, întotdeauna ținute în frigider și la întuneric, această altă regulă cu aceste grăsimi, și punem o linguriță, jumătate, două lingurițe în fiecare salată. Și întotdeauna alternăm aceste uleiuri. Când avocado, când nucă, când o bucată de aia, când semințe de dovleac, când un pic de caju, când un pic de nucă pur și simplu obișnuită, da? Și nu uităm grăsimea din pește, care este cel mai bun omega pentru corpul nostru și care o să vedeți că vă reglează metabolismul. Încercați întotdeauna să nu mâncați o cantitate mare, caloriile, țineți cont de calorii, faceți trucuri din astea. Puneți o farfurie roșie și pe, dacă aveți mâncare albă, nu știu, contrast. Astfel veți vedea porția de aliment, de mâncare. Niciodată nu mâncați pe fugă din picioare. Mergeți, așezați masa frumos, chiar dacă aveți de mâncat puțin. Și niciodată să nu depășiți la o masă o palmă de mâncare. Singurul lucru care are voie să depășească sunt salatele, care poate să fie un bol generos. Mișcați-vă, nu neapărat sală, abonamente costisitoare, o plimbare alertă prin parc,
câteva genoflexiuni sau pur și simplu dimineața înainte. Da, chiar înainte. Voiam să vă întreb, pentru că știm că este important să facem și sport dacă vrem să arătăm bine. Nu este important doar ceea ce mâncăm, doar că sunt persoane care au suferit diverse intervenții, de exemplu operațiile pe coloană. Ele nu prea mai pot să mai facă, nu mai au aceeași mobilitate, nu mai pot să facă sport. Ce le recomandați pe lângă o dietă? Vedeți asta cu sportul și că întotdeauna confundăm. A face sport nu înseamnă să ridicăm haltere sau să facem toate tipurile de exerciții pe care le face un adult de 20 de ani care nu are nicio problemă de sănătate. Sunt diverse persoane, operați pe diverse lucruri sau cu probleme de coloană sau cu probleme articulare. Întotdeauna discutați cu medicul dumneavoastră curant ce mișcări vă sunt interzise. Asta înseamnă că vă veți feri să faceți mișcările alea, dar sunt cu multe, multe alte mișcări care se pot face. Dacă ai o problemă de coloană, poți să faci o bicicletă statică sau poți să faci niște abdomene în niște poziții corecte. Poți să faci mișcare fizică cu mâinile. Întotdeauna există și o să vedeți că sportul e vindecător atunci când el se face corect. Însă metabolismul dumneavoastră are nevoie de mișcare. Gândiți-vă că noi ca specie, ca să mâncăm pe vremuri în evoluția noastră ca specie, întotdeauna făceam ceva ca să putem mânca. Adică dacă vreau să mâncăm vegetale, trebuia să găsim rădăcini, să lucrăm pentru asta. Dacă vreau să mâncăm o fructă, trebuia să ne ridicăm, să ne urcăm într-un pom. Dacă vreau să mâncăm puțină carne, deci era nevoie să alergăm animalul respectiv, să facem vânătoarea. Deci, întotdeauna vedeți că specia umană este condiționată pentru a fi echilibrată din punct de vedere metabolic și de un pic de mișcare. Acum, cum puteți să faceți dumneavoastră mișcarea? Că este o plimbare în parc mai alertă, de 10-15 minute. Că sunteți un om activ, și înainte de a pleca la birou dimineața, după micul dejun sau înainte de micul dejun, ați făcut câteva genoflexiuni, câteva flotări, ați pus tot sângele în mișcare, o să vedeți că organismul nu o să amâne să vă răsplătească și o să începeți să vă simțiți din ce în ce mai bine, o să vedeți cum totul se echilibrează. Și spuneam, atenție la calorii, nu mâncați lucruri rafinate, evitați, asta se știe deja, dulciurile, lucrurile prăjite, asta oricine, indiferent de codul genetic, e bine să le evite din foarte multe considerente și repartizați în gustări. Nu mâncați o singură masă seara când ați ajuns acasă, bombă calorică, ci împărțiți tot ce ați vrea să mâncați atunci în 5, 6, 7 gustări, niciodată să nu vă fie foame, luați câte o mână de gustare, deci atâta să fie porția, peste 2-3 ore încă o gustare, pentru că dacă nu aveți foame, nici stratul de grăsime nu va fi protejat și va fi oferit pentru energie, pentru ardere, deci îl veți topi și la fel glandele de tipuri tiroide, hipofize și toate astea vor funcționa foarte bine. Aveți grijă ce mâncați seara la culcare, nu vă înfometați și hidratați-vă foarte bine, pentru că centrul foamei și centrul setei sunt foarte aproape unul de celălalt și întotdeauna confundăm una cu alta. Veți mânca exact cât aveți nevoie, nu veți mânca aberant niciodată, iar hidratarea va optimizați și metabolismul dumneavoastră. Domnule doctor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne-ați oferit toate aceste explicații. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și ne revedem săptămâna următoare. O zi frumoasă în continuare, la revedere!